Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Silviu, sunt în clasa 8-a și de când eram mic îmi doream să am emisiunea mea. Încă de pe la 6 ani, când mă uitam la televizor, totul mi se părea uimitor și mă tot prefăceam că le iau interviu părinților și bunicilor mei de parcă eram un reporter. Când am mai crescut, am descoperit că îmi place foarte mult să ascult radio și mi-am dat seama că m-ar pasiona mult mai mult o carieră în radio decât în televiziune. Așa că acum când mă întreabă cineva ce vreau să devin când voi fi mare, eu răspund că prezentator de radio. Iar acum când la ora de limba română am primit ca temă să facem o reclamă, eu voi face o reclamă postului meu preferat de radio și mai exact Kiss FM. Prezentatorilor de la acest post le-am trimis deseori mesaje vocale, iar ei întotdeauna mi-au apreciat dicția și pozitivismul pe care le am atunci când vorbesc cu ei. Am vorbit și prin telefon în direct cu unii dintre aceștia. Datorită faptului că mi-au dat multă încredere și optimism, am ales ca lor să le fac reclamă. Iar acum vă voi lăsa să ascultați două momente scurte de la Foarte Bună Dimineața, emisiune realizată de Andrei Ciobanu, Ana Moga și Ionuț Rusu, în care ei trei reacționează la două dintre mesajele mele vocale pe care le-am trimis lor. Dimineața, sunt Silviu. Eu am ascultat Kiss FM în 2021 pentru că aveți cea mai bună muzică și cele mai bune evenimente. Summer Kiss, Untold și un super revelion. O zi frumoasă în continuare. Trebuie să facem cursuri de dicție. Ce cu bine vorbea ăsta, da. Da, wow, Silviu, vrei la radio? Vorbește exact ca la radio, Silviu, bravo. Hai să vedem ce zice vocea românului. Foarte bună dimineața, sunt Silviu. Pentru mine este o foarte bună dimineața, pentru că astăzi nu facem prima oră și mai exact ora de educație fizică, pentru că incidența este prea mare pentru a face ora în sala de sport și m-am putut trezi mai târziu. O zi frumoasă în continuare. Silviu, te rog frumos, și cred că vorbesc în numele colegilor mei și a tuturor oamenilor care ne ascultă, te rog frumos să nu te oprești niciodată din a ne trimite mesaje vocale. Da, niciodată. Deci te rog frumos, în fiecare zi, eu îmi doresc să primim mesaj vocal de la tine. Ești excepțional. Ca dicție, ca absolut tot. Adică eu vorbesc mai corect de când Silviu trimite mesaje, sincer. Silviu, nu te opri, rămâi alături de noi. Și să vorbești, Silviu, cu oameni. Uh-huh. Să zi lucruri, oricui, este extraordinar. Acestea au fost două dintre sutele de mesaje pe care le-am trimis pe parcursul ultimilor 2 ani. Iar acum vom asculta împreună reclama făcută de mine pentru Kiss FM. De 12 ani la rând consecutiv, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România. Peste 2 milioane de iubitori ai muzicii bune stau zilnic cu urechile pe Kiss FM. Kiss. Distracția începe în fiecare zi cu Foarte Bună Dimineața, prezentat de Andrei Onu și Ana. Noile hituri le ascult cu Andreea Berghia, Marian Maican, Cristi Neacșu și Nico, iar seara îți reîncarci bateriile cu DJ Ian și Oli la Kiss Kiss in the Mix. În weekend, Johnny și Soci dau trezirea de dimineață, apoi ascultați cele mai bune 40 de cântece de dans în Top 40 Kiss and Dance, care este realizat de Cristi Nițu. Iar în serile de weekend, intri în atmosfera petrecerii alături de Marian Boba și DJ Jonesy. Datorită ascultătorilor fideli, Kiss FM se află din nou pe cea mai înaltă poziție, formând cea mai mare comunitate de ascultători. Vă mulțumim pentru că zilnic sunteți alături de noi. Kiss FM, your number one kid radio. Aceasta a fost reclama, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă aștept și data viitoare. Vă pup, pa, pa!